Ai jucat în vreun meci trucat de care ești conștient? Nu știu dacă era trucat, dar țin minte, eram la Dinamo 2, cred. Da. Interesant. E un subiect interesant. Eram la Dinamo 2 și trebuia să promoveze Pandurii. Ok. Și a jucat acasă, eram noi copii în teren. Ok, da. Eram toți care eram, adică toată generația, ce spun eu, Scarlatache, Radu Ștefan, Ropotan, Predescu, Pulha, când chiar la echipa mare, nu mai jucat. Dragoș Grigore nu era. Cred că Grigore, nu știu dacă venise încă de la Timișoara, nu cred că venise. El a venit mai târziu un pic. Și ni se spunea așa, ni se transmitea că ar trebui să bată Pandurii. Da, dar în timpul meciului. A, în timpul meciului? Da. Vi se spunea de pe bancă? Da. Lăsați-o mai mare. Care era cu termenul? Nu mai știu care era. Nu știu. Că trebuia să fie un cod totuși, că nu era, băi, hai dați-vă la o parte. Nu era cod, nu mai știu, adică cum înțelegeai. Se trimiteau măsurii pe-n spate, le porții, pe la cornere, pe la alea, băi, nu știu ce. Dar noi, și noi vorbeam între noi, știi, bă, ce facem? Jucăm, bă, ce să facem? Lasă-i să chinui cu noi. Nu, nu. Și n-au câștigat. N-au câștigat. Fut egal. Interesant. Păi ce să făceam noi? Aveam 17-18 ani, ce să facem? Noi vreau să jucăm fotbal,